găsit, dragi telespectatori! Bine ați revenit la o nouă emisiune, Vocea Credinței, Vox Fidei. Vă salutăm și astăzi și de data aceasta vom face un pas mai departe în incursiunea noastră în a evalua câteva dintre viețile unor oameni ai credinței. Ne-am uitat în dățile trecute la unul dintre acești oameni, acești titani ai credinței, numele lui este C.S. Lewis. Am văzut câte ceva despre convertirea lui, apoi ne-am uitat la felul în care C.S. Lewis a argumentat uh, existența lui Dumnezeu utilizând elementele morale, argumentul moral și aș vrea în emisiunea de astăzi să privim la încă o dimensiune care ne-a fost lăsată ca și moștenire de C.S. Lewis. Printre altele, C.S. Lewis a fost preocupat să ne scrie despre influența pe care cel rău o poate avea în viața noastră și ne-a lăsat o carte extraordinară care este tradusă și în limba română, cartea se numește Scrisorile lui Zgândărilă. De aceea, astăzi aș vrea să ne uităm doar, uh, să aruncăm o privire înspre cartea aceasta și să vedem în ce fel putem fi ajutați de C.S. Lewis prin cartea lui ca să facem față ispitirilor pe care cel rău uh, ni le aduce în viața noastră. Înainte de a ne uita în cartea propriu-zisă, aș vrea doar să vă reamintesc că uh, conceptul clasic Viziunea clasică despre ispitire este următoarea. Ispita vine din trei surse mari. Orice om, dacă îi să clasificăm sursa ispitei, aceasta vine din trei surse mari. Una dintre ele este diavolul și ne putem uita atât în Vechiul Testament și în Noul Testament să identificăm felul în care diavolul vine și îl ispitește pe Adam și pe Eva în Grădina Eden, felul în care diavolul vine și îl ispitește pe Domnul Isus Hristos în pustie și ispitele și cursele diavolului sunt prezentate în foarte multe rânduri în Vechiul și în Noul Testament. Dar... De asemenea, putem identifica în textele biblice și alte două surse ale ispitei. A doua dintre ele este lumea sau contextul social în care ne aflăm. Când ne gândim la ispitire, vreau să vă aduceți aminte că. Societatea în care noi trăim ne întinde niște curse. Într-un fel deasupra, în societatea noastră, sunt duhurile răutății. Este cel rău care controlează, care manipulează minți, inimi uh, și aduce curente de gândire. Toate acestea sunt... Uh, într-un fel direcționate înspre noi și ispitele ajung să vină înspre noi și prin intermediul societății. Dacă doriți, în textele biblice ne putem aduce aminte de lot care a ajuns să locuiască într-un anumit context și trăind acolo lot a fost ispitit. O a treia sursă a ispitei, pe lângă diavolul și societate sau lumea în care trăim, a treia sursă a ispitei este firea noastră pământească și... Descoperim în uh, scriptură multe texte care vorbesc despre faptul că firea pământească este o sursă a ispitei. Uh, altfel spus, chiar dacă la ora actuală diavolul ar fi închis, legat, societatea și firea pământească ar continua să transmită ispite înspre mintea noastră, înspre inima noastră. C.S. Lewis în cartea sa însă face ceva ingenios se gândește să ne prezinte felul în care suntem ispitiți de cel rău. Și el își folosește imaginația și în cartea lui Scrisorile lui Zgândărilă ne prezintă Scrisorile, 31 de Scrisori, pe care... Uh, un diavol bătrân le trimite, respectiv zgândărilă, le trimite unui diavol mai tânăr care are ca și pacient un uh, tânăr care ar dori să se convertească și acest diavol tânăr vine la uh, omul acesta, la tânărul acesta și începe să îl ispitească și să blocheze convertirea lui. În cele 31 de scrisori pe care zgândărilă, diavolul bătrân cu experiență le trimite celui tânăr, sunt descrise tot felul de procese prin care uh, duhurile rele, diavolul practic, încearcă să blocheze convertirea unui om și ce se întâmplă atunci când un om dorește să se întoarcă și să se împace cu Dumnezeu. Aș vrea să înțelegem că această carte, uh, practic, este o carte... Uh, un îndrumar, într-un fel, cs Lewis ne duce într-o lume spirituală și putem vedea, citi, înțelege un îndrumar între, pentru duhurile necurate ca să îi ispitească pe oameni. Putem vedea în carte o multitudine, o multitudine de călcâie a lui Ahile pe care ființa umană le are. Ce concluzia pe care C.S. lui o trage în cartea sa este că momentul cuceririi firii umane de către diavol are loc atunci când omul încetează să mai lupte. Încă o dată, un, o ființă umană este cucerită de către diavolul, este învinsă de către diavolul în momentul în care acesta, ființă umană, încetează să mai lupte cu diavolul. Și aș, aș vrea să notăm un, un element foarte important din cartea aceasta. Nu contează cât de mici sunt păcatele pe care le face cineva, atâta timp cât efectul lor. Cumulat e acela de a-l împinge pe om dinspre lumină, spre nimic. Crima nu e un păcat mai mare decât jocul de cărți. Atâta timp cât cărțile își fac jocul sau șmecheria. Într-adevăr, cel mai sigur drum spre iad este cel gradual, alunecușul lent, moale sub picioare fără întorsături bruște, fără borne kilometrice, fără indicatoare. Cu alte cuvinte, una din strategiile foarte frecvent utilizate de către diavolul este aceea de a-l împinge pe om într-un mod lent înspre iad, de a-l întoarce dinspre lumină, înspre nimic, așa cum spune C.S. Lewis. Și aș vrea să rețineți lucrul acesta. Pe diavolul nu-l deranjează, spune C.S. Lewis, dacă păcatele noastre sunt păcate care uh, stârnesc, îi stârnesc pe cei din jurul nostru și îi fac pe cei din jurul nostru să se mire de greșelile noastre, adică un criminal, sau dacă păcatele noastre sunt păcate respectabile, păcate tolerate de societate, indiferent de natura păcatului pe care noi îl săvârșim, în final diavolul se bucură că reușește să ne îndepărteze de la lumină, de la Dumnezeu, înspre nimic. Aș vrea să mai reținem încă un aspect foarte... Important. Aproape toate viciile își au rădăcina în viitor, spune C.S. Lewis. Când stai și te uiți la felul în care îi spitește diavolul și la sfaturile pe care acest, acest diavol tânăr le primește de la diavolul bătrân, observi cum majoritatea viciilor noastre se îndreaptă înspre viitor. Mulțumirea se uită înspre trecut, dragostea privește înspre prezent. Dar frica, avariția, pofta trupească și ambiția privesc în general înspre înainte. Diavolul ne aduce în față lucruri care urmează să se întâmple, ce am putea deveni, ce am putea avea, ce am putea ajunge și încearcă să ne controleze mintea și simțirile cu acele elemente care țin de viitor. Aș vrea să rețineți lucrul acesta. Nu e nimic ca suspansul sau anxietatea pentru a baricada mintea unui om împotriva dușmanului. Diavolul întotdeauna îl numește pe Dumnezeu dușmanul lui. Și atunci, în sfaturile lui pentru acest demon tânăr, el îl învață că suspansul sau anxietatea, teama, teama de viitor, teama de ce ți s-ar putea întâmpla, rușinea că dacă îl urmezi pe Iisus Hristos ai putea fi vorbit într-un fel sau în altul, uh, teama de faliment, teama că dacă rămâi cinstit, teama că dacă stai de partea adevărului o să-ți creeze probleme, toate acestea sunt instrumente pe care diavolul le utilizează din plin. El vrea ca oamenii să fie preocupați de ceea ce fac. Dumnezeu vrea să ne focalizăm pe lucrurile pe care le facem. Însă, treaba noastră, spune demonul bătrân, este să le ținem ocupate gândurile cu ceea ce li se va întâmpla sau li s-ar putea întâmpla. Mintea multor oameni astăzi este ocupată de către diavolul cu lucruri care poate nu o să se întâmple niciodată. Dar el ocupă mintea lor în loc să ne gândim la adevărate, la ce ar trebui să facem pentru Dumnezeu, împreună cu Dumnezeu, mintea noastră este măcinată în continuul de, de gândurile care s-ar putea întâmpla temeri și altfel de sentimente pe care diavolul le pune în mintea noastră. Trebuie deci cu mult zel să îi păstrez mintea în minte următoarea afirmație. Timpul e al meu. lasă să aibă sentimentul că în fiecare zi este posesorul de drept a celor 24 de ore. Cu alte cuvinte, de foarte multe ori, Diavolul încearcă să ne ocupe mintea și să nu fim Atenți la felul în care curg cele 24 de ore. Pentru foarte mulți dintre noi, timpul nu reprezintă, nu acordăm, nu dăm timpului valoarea pe care ar trebui să o dăm. Citeam zilele trecute o carte despre timp și despre felul în care ne chivernisim timpul și autorul acestei cărți a făcut un lucru ingenios în care el spunea că dacă la un moment dat cineva ne-ar cere 100 de lei, pentru că noi ne uităm la bani și socotim că aceștia au o valoare deosebită, cugetăm întotdeauna înainte de a da 10 lei, 50 de lei sau 100 de lei cuiva. Însă dacă cineva ne cere o oră sau două ore, trei ore din viața noastră, de cele mai multe ori ajungem să oferim timpul respectiv ajungem uneori să pierdem în fața, eu știu, televizorului la lucruri care nu sunt importante sau în fața să stăm de povești cu cineva pierduți, uitați undeva, fără să ne gândim că timpul respectiv nu mai poate fi recuperat niciodată. Este, aceasta este una din strategiile pe care diavolul le aplică în viața noastră, risipa de timp. Acest autor despre care vă vorbeam, Octavian Pantiș, a pus în cartea lui un metru. Și foarte interesant, cifrele acolo erau de la 1 la 100 și spunea că oamenii pot să trăiască, să zicem, 100 de ani, însă media de vârstă este undeva la 70 de ani în țară la noi. De aceea îi invita pe cititorii lui să rupă partea din metru care este peste 70, apoi îi invita să rupă partea de viață care este deja trăită. Dacă am 43 de ani să rup... Uh, metrul respectiv la 43 sau dacă ai 50 de ani, 60 de ani și trebuie să te gândești că ți-au mai rămas de trăit încă 20 de ani, 10 ani, 15 ani. Cum îți cheltuiești timpul respectiv? Și aș vrea să reținem că diavolul încearcă să ne ispitească, să risipim timpul. Nu considerăm timpul ca fiind ceva special, ceva care merită să uh, uh, îl prețuim și să-l închinăm lui Dumnezeu. Aș vrea în partea a doua să ne uităm la câteva uh, elemente mult mai precise din cartea scrisorilor lui Zgândărilă, câteva ispite pe care uh, sau unelte pe care diavolul le folosește ca să-i țină pe oameni departe de Dumnezeu. De exemplu, în capitolul 2, uh, subiectul uman, Uh, pacientul cum îl numește zgândărilă ajunge să se convertească și în momentul în care se produce convertirea acesta uh, uh, demonul tânăr intră în, în panică însă uh, demonul bătrân zgândărilă îi scrie nu te panica sunt foarte foarte mulți care se convertesc și ajung să uh, meargă într-o biserică însă bătălia nu este pierdută el poate să fie Ză, uh, întors din Dumnezeu, chiar și din biserică. Și uh, începe să-i dea câteva sfaturi prin care acesta uh, să-l să îndepărteze pe pacientul său din spre Dumnezeu. Și îl, îl invită să îi direcționeze mintea pacientului său. Ești în, îi, este în biserică, s-a convertit, dar făl pe pacientul tău în biserică să se uite foarte mult, să se focalizeze pe greșelile altora de acolo și în momentul respectiv va ajunge ca zelul lui și dragostea lui de Dumnezeu să se răcească și să-și focalizeze atenția pe alte lucruri. Dacă ești într-o biserică, dacă ești convertit și observi că foarte mult din atenția ta este direcționată înspre ceilalți, să știi că este o strategie pe care diavolul o aplică în viața ta. Sunt pași prin care el încearcă să te îndepărteze de Dumnezeu, să privești înspre greșelile fraților tăi, înspre slăbiciunile celorlalți și să te defocalizezi de pe ceea ce Dumnezeu te vrea pe tine să faci. Aș vrea în această zi să te duci în, în intimitate cu Dumnezeu și să-ți faci o evaluare a vieții tale și să vezi cât de mult îi judeci pe cei din jurul tău. Am făcut... Uh, Săptămânile trecute în biserica noastră, în biserica Betel din Cluj, un, un fel de uh, încercare cu frații noștri, am făcut o propunere pentru ei ca o perio perioadă de câteva săptămâni niciunul dintre noi să nu mai vorbească de rău pe niciunul dintre frați. Efectiv, să stăm, să ne propunem indiferent ce se întâmplă, cu cine discutăm, să nu mai vedem greșelile celorlalți, să ne focalizăm pe uh, lucrurile care uh, trebuie să le transformăm în noi, să ne focalizăm pe fo voia lui Dumnezeu și să-i lăsăm, să lăsăm pe ceilalți la o parte, fără să uh, judecăm, fără să vorbim de rău, frații. Uh, un alt element, un alt, uh, o altă unealtă folosită de... Zgândările în viața tânărului convertit era să-l determine să se focalizeze pe lucrurile mărunte spirituale. Unii dintre noi ajungem să găsim tot felul de chichițe spirituale pentru care și pe care să ne focalizăm viața noastră, relația noastră cu Dumnezeu, în loc să ne consumăm și să ne concentrăm pe ceea ce avem de făcut. Sunt foarte mulți oameni care își trăiesc ani din viața lor de credință fără să facă într-un mod concret ceva pentru Dumnezeu. Cred că un credincios adevărat trebuie să treacă prin mai multe stadii și unul dintre stadii este convertirea. După ce te-ai convertit trebuie să existe o perioadă de creștere, de formare, de instruire, de învățare. Dar odată ce această perioadă s-a încheiat, și când spun perioadă, perioada aceasta poate fi de câțiva ani de zile, 2, 3, 4 ani de zile, dar odată ce perioada aceasta de convertire și apoi de instruire, de creștere s-a încheiat, unul dintre lucrurile importante pe care trebuie să te focalizezi este ce ai de făcut pentru Dumnezeu. Și aduceți-vă aminte de convertirea Apostolului Pavel în convertirea sa din uh, faptele apostolilor, sunt două întrebări pe care apostolul Pavel îi le pune Domnului Isus Hristos. Prima dintre ele este cine ești? Este practic perioada sau referirea la acea înțelegere, la acea cunoaștere a lui Hristos, la acea creștere în cunoașterea de Dumnezeu. Dar apoi, a doua întrebare, ca și reprezentând o a doua etapă din viața de credință, este ce vrei să fac? Dumnezeu vrea să faci ceva pentru El. Și nu, nu vreau să confundăm faptul că mergem într-o biserică, frecventăm o biserică cu a face ceva pentru Dumnezeu. Faptul că te duci la biserică, asta nu înseamnă că ai început să slujești cu adevărat în Trupul lui Hristos. Te duci la biserică să-l glorifici pe Dumnezeu, te duci la biserică să ai părtășie cu frații. Dar într-un final trebuie să te uiți la lucrarea pe care o faci pentru Dumnezeu. O biserică ajunge să fie plină de viață atunci când este umplută de oameni care fac lucruri pentru Dumnezeu. Aș vrea să reții lucrul acesta. Am văzut uh, biserici în care oameni de 80 de ani care nu se mai pot mișca, uh, care nu mai pot face mare lucru, uh, sunt bolnavi acasă, dar au o listă de rugăciune pentru diferite lucrări, pentru diferiți oameni care sunt implicați. Am văzut biserici în care, biserici vii, în care oamenii de acolo s-au dus să-i viziteze pe cei bolnavi, în care sunt interesați să-L mărturisească pe Hristos în cartierul lor, la vecinii lor. Fii un om care face ceva pentru Domnul Isus Hristos. Nu rămâne blocat în lucruri spirituale mărunte. Asta este strategia pe care zgândărilă încearcă să ți-o aplice în viața ta. Un al treilea element și este cel cu care aș vrea să închei sesiunea de astăzi este legat de rugăciune și aici C.S. lui punctează un element foarte important, un aspect foarte important. El spune, încearcă să îl dezveți de o rugăciune consecventă și sistematică, o rugăciune programată. Încearcă să îl faci ca rugăciunea lui să fie una monotonă, în care repetă mereu și mereu aceleași cuvinte, pentru că în momentul în care o ființă umană ajunge să repete uh, aceleași cuvinte într-un mod monoton, într-un mod uh, Uh, mecanic. Practic, relația dintre el și Dumnezeu este întreruptă. În momentul în care nu are o disciplină a rugăciunii, în momentul în care nu-și urmărește timpul de rugăciune, uh, relația dintre el se, se, și Dumnezeu se rupe și este foarte simplu de rupt individul acela de Dumnezeu. Uh, de aceea aș vrea să vă invit să nu trăiți o viață fără o disciplină a rugăciunii, fără un timp special pe care să-l puneți deoparte pentru rugăciune. Dacă, dacă trăiți o astfel de viață, dacă aveți o astfel de relație cu Dumnezeu, corectați-o astăzi. Începeți să vă faceți un timp special de rugăciune zilnic în care să stați înaintea lui Dumnezeu, în care să vorbiți cu Dumnezeu, încercați să să uh, 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 învățați să vă rugați, să ieșiți din tipare de rugăciune mecanice. Sunt unii oameni în bisericile noastre care se roagă aceeași rugăciune de zeci de ani uh, și... Uh, poți să-i recunoști după rugăciunile lor uh, uh, cine sunt pentru că nu și-au schimbat absolut nimic în rugăciunea pe care o adresează lui Dumnezeu. Relația dintre tine și Dumnezeu trebuie să fie una vie și în momentul în care ai o viață de rugăciune, Dumnezeu uh, te binecuvintează. Sunt și alte instrumente pe care diavolul le folosește. Puteți să citiți cartea scrisă de C.S. Lewis, scrisorile lui Zgândărilă, vă... vă... Încurajez să faceți lucrul acesta și vă încurajez să vă împotriviți tare diavolului și el va pleca de la voi. Dumnezeu să ne dea putere în această bătălie cu ispititorul. El să fie cu Dumneavoastră până la emisiunea următoare. Vă doresc o viață de credință și o viață de biruință. Dumnezeu să fie cu Dumneavoastră.